Într-un oraș cu 5.500 de oameni, Ghimbav, județul Brașov, a fost ridicată o catedrală uriașă în mare parte din banii primăriei. Cupola strălucește de la kilometri distanță, iar construcția a avut nevoie până acum de 800.000 de euro din bugetul local plus donații. Oamenii spun că investiția e bună, fără îndoială, dar orașul nu are nici măcar o creșă de stat, o grădiniță cu program prelungit, o policlinică sau un azil pentru bătrâni. Biserica din Ghimbav îți ia ochii. Cupola a costat peste 45.000 de euro. Este doar din inox, care este auriu. Bineînțeles, are și aur. Pe jos putea să fie absolut orice. Am ales granitul. Încălzirea? Încălzirea, da, este prin pardoseală. În 4 ani, primăria Ghimbav a alocat bisericii 800.000 de euro, iar terenul l-a dăruit. Localnicii buni creștini au făcut și ei donații, iar oamenii de afaceri sponsorizări. În total, construcția a costat peste 1 milion de euro, iar biserica trebuie pictată în interior, încă 160.000 de euro. Dar biserica are vreun centru social sau vreo cantină pentru ajutorarea săracilor? Deocamdată nu. Deci biserica în ultimii ani și-a concentrat toate veniturile pentru realizarea edificiului. Oamenii spun că e bine să aibă toți loc la slujbă, dar pe de altă parte... Grădinița, de exemplu, trebuia să fie gata de 5-6 ani. Uite, mi-ar place să văd un serviciu de primire non-stop, urgență, de exemplu. În primul rând ar trebui o creșă cu programul la mai prelungit. Viceprimarul e conștient că orașului îi lipsesc toate acestea și vine cu idei, dar... Un bloc de locuințe sociale, dar încă nu e pus pe... E numai un proiect de... în fază incipientă. Oamenii spun că biserica îi ajută spiritual. Păi, ne duce la acolo, la locuință. De... Somnul de veci. Da. Mai mari bisericii au presupunerile lor. Acolo unde se construiește o biserică se face în general și foarte multă activitate socială. Întrebarea este care?